Doamnelor și domnilor, unul dintre cele mai spectaculoase episoade din serialul Istoria Secretă a Umanității continuă este episodul cu numărul 21 și eu l-aș include în top 3 episoade de până acum, ediții de până acum de acest tip. Am vorbit în prima parte despre reptilieni, printre altele. V-am arătat secvențe unice, secvențe în premieră națională, le vom sublinia un pic la finalul emisiunii. Aici aveți imagini din orașul subteran de Rincuiu. Are 13 etaje. Putea adăposti 30.000 de oameni. La un moment dat, fals, așa cum găsiți pe Wikipedia, s-a vehiculat ideea că ar fi fost construit de creștini pentru a se apăra de persecutori, etc. Nu. Acest oraș, care face parte într-un complex mult mai amplu din Turcia, din zona Capadociei, a fost construit mult mai înainte, a fost folosit de civilizații anterioare, de alte popoare, a fost găsit, practic, aceste popoare și anumite comunități i-au adăugat elemente. Deci, orașul de Rincuiu putea adăposti 30.000 de oameni. Cum puteau să facă așa ceva, domnule Farcaș, cu tehnologiile despre care istoricii spun că erau modeste ale celor de atunci? Eu am avut șansa ca să vizitez orașul ăsta, să mă plimb pe vreo 3 etaje, nu mai mult, pentru că nici nu se putea. Nu se știe când a fost construit, într-adevăr, sunt discuții. Exista deja în jurul anului 500 înainte de Hristos. Deja exista în mod sigur. De asemenea, nu este singurul oraș, este cel mai mare, dar în zonă mai sunt câteva orașe subterane. Și, într-adevăr, așa cum ai spus, există tuneluri care leagă aceste orașe între ele pe distanțe de 8-9 kilometri unul de celălalt. De asemenea, există sisteme de... Există chiar și biserici creștine înăuntru. Deci creștinii au locuit într-o perioadă, le-au folosit și le-au adaptat. Există sisteme de aerisire, de acces la apă, etc., foarte bine elaborate. Sunt bucătării în care găteau, pe care le-au găsit, spații în care au descoperit că dacă gătesc în ele, fumul se duce pe niște canale la vreo 2 km. Și în felul ăsta îi păcăleau pe eventualilor persecutori, asupritori, etc. Deci, dar în principal ei locuiau aici în momentul în care exista o invazie deasupra. Invazii acum au existat din toate timpurile. Ei aici totuși nu mai suntem ca în situația cu India. Aici tuful vulcanic este foarte ușor de săpat. Da. Deci este unul dintre rocile cele mai ușor de săpat. Și vedeți că aici n-a mai fost săpat cu foarte multă atenție, aici a fost săpat ca să se facă loc. Da, față de Cailașa, care este o bijuterie. Aici nu mai avem artă. În schimb, într-adevăr, putea să găzduiască foarte multă lume și dacă mai adăugăm și celelalte localități din jur... Se spune că Rincuiu merge până la 85 de metri adâncime. Da, 85 de metri adâncime. Însă, e o zonă de tuf vulcanic. Și ei au și orașe exterioare. Dacă cineva a umblat prin Capadocia, vezi un perete stâncos al unui munte și numai peșteri săpate acolo, care sunt locuințele oamenilor. Deci a fost ușor de săpat. Acum, vorbim despre Dvaraka, orașul legendar al zeului Krishna, zeului indian Krishna. Krishna a fost de multe ori asociat pe diverse filiere cu Hristos, cu Iisus, la un moment dat. A fost comparat, s-a spus că ar reprezenta figuri asemănătoare și că mitul lui Iisus sau legenda lui Iisus ar fi inspirat din Krishna. Bine, e clar că sunt personaje diferite. Krishna, orașul lui Krishna, Dvaraka,
A fost descoperit în 1979 de un arheolog indian, de fapt de o doamnă, care se numea Shikaripura Ranganatha Rao. Un oraș care se întindea pe o lungime de 8 km și avea o lățime de 3 km, cu estimat la o vechime de peste 14.000 de ani. Ar fi fost înghițit de tsunami. Unii zic că s-au găsit cioburi de lut ridicate din adâncuri cu o vechime de 31.000 de ani. Aceste secvențe sunt fenomenale. Despre Krishna se spune că a trăit 10.000 de ani. Mai toți zeii vechi trăiau mii de ani. Zeii sumerienilor trăiau mii de ani, a egiptenilor trăiau mii de ani. V-am mai făcut cronologia zeilor egipteni. Deci se pare că el e nemuritor, adică mai trăiește și acum. Krishna, așa cum decât a domnit 10.000 de ani. A domnit 10.000 de ani. Așa cum Enlil și Enki ar trăi și acum. Da. Inclusiv fiul lui Enki, Marduk, care a devenit zeul al mai multor popoare și civilizații antice, asirieni, babilonieni, etc. Vreau doar să reamintesc că printre acești zei, printre care se află și Krishna, exista obiceiul ca în momentul în care anumiți regi pe care ei îi puneau în funcții, câștigau vreo bătălie importantă, să participe la parafarea contractelor. Găsiți foarte multe documente, dacă ați citi cu adevărat documentele și ați avea acces la ele și v-ar interesa aceste povești, ați vedea cât de riguroși sunt regii sau drăgătorii în momentul în care semnează înțelegerile în urma războaielor și în care descriu cum participă la, și nu că îi invocă, efectiv, fizic, la negocieri, Marduk, de exemplu, zeul Marduk, mai dur, mai violent așa, sau Enlil, sau Enki, îi invocă, ca și cum ar fi prezenți, și ca o garanție a faptului că această înțelegere va fi respectată între popoarele care au participat la acele bătălii. Vedeți, practic, în niște bazorile furvechi de 8.000-9.000 de ani pe care le-am mai arătat, acele figuri cu cranii alungite, deasupra cărora sunt niște discuri care seamănă la perfecție cu OZN-urile pe care le vedem astăzi și ca semn al puterii și autorității și al faptului că au venit din cer în fața oamenilor ale căror cranii le țină niște mâini uriașe și în sens că, uite, oamenii, voi sunteți, vă dispăreți, sunteți țărână, sunteți, iată, doar un craniu în mâna noastră și așa mai departe. Bun, imagini foarte tari cu un oraș despre care se spune că arăta foarte, foarte, foarte spectaculos. Un oraș construit într-o zi, ca așa e legenda, un oraș plin de aur, cu vase mari de aur și argint pentru depozitarea cerealelor, pereții dormitoarelor încrustați cu pietre prețioase. Erau foarte bogat acest oraș al lui Krishna, drumuri drepte, străzi și alei largi, grădini și parcuri minunate în care creșteau copacii dorințelor. Mă rog, o poveste pe care am vrut doar să o menționez rapid, înainte să ajungem la OZN-uri, să ne întoarcem la povestea cu mumiile. Domnule Farcaș, ați văzut vreun megalodon vreodată? Nu, bineînțeles. Vă arăt acum câteva secvențe. Există un film... Din poze, da. Da, sunt filmulețe. Există un film acum cu un actor foarte cunoscut de la Hollywood. Jason Statham, cum se numește, că îmi scapă. Ia, uitați aici niște secvențe. Da, rechinul suprem. Rechinul suprem. Sigur că nu prea sunt contrafăcute. Iată și aici alte imagini. Sunt oameni care se uită. Sunt câteva secvențe uluitoare care apar deja pentru că nu mai poți să le ascunzi. Se știe că doar 70% din suprafața oceanelor este... Ăsta cred că e un fake. Dar mă rog. Este cunoscută și avem parte din când în când de surprize de acest gen. Credeți în povestea asta cu faptul că oceanele sunt populate de ființe pe care noi nu le cunoaștem și nu le-am descoperit, dar cum ar fi megalodon acum, despre care le-am bănuit care exista? Uitați aici, iar o secvență tare, trece o balenă deasupra și pe lângă ea o siluetă uriașă mult mai mare a unui posibil megalodon. Deci, în mod sigur, pe de o parte... Adâncul oceanelor ascunde o mulțime de lucruri pe care nu le-a văzut niciun om, iar pe de altă parte, ca să ai un exemplar ieșit din comun, trebuie să ai în spatele lui o specie întreagă care să fi zămislit acel exemplar ieșit din comun. Deci, și când mă refer la specie, înseamnă timp de mii de ani să se fi perpetuat
un număr relativ mare de exemplare dacă eu am reușit să văd unul dintre ăștia. Tot așa cum ar putea să fie un exemplar, eu știu, care a crescut mult mai mare decât celelalte exemplare din specia lui. Și noi avem niște oameni care sunt mult mai înalți decât ceilalți. E, dacă prezintă un avantaj lucrul acesta, el va da naștere unui urmaș și mai înalt. La noi nu e cazul, pentru că avem avantajul aceleiași înălțimi. Deci, nu este imposibil. Pe de altă parte, mai fac o observație. Foarte mulți ufologi spun că pe fundul mării există adevăratele zone unde OZN-urile stau pitite. Cel puțin un mare ufolog sovietic, care a fost și comandant de submarin, spune că jumătate din OZN-uri sunt legate de mări și oceane. Deci era părerea lui foarte avizată. Subacvatice este. Deci acum au început să circule deja filmulețe autentice prezentate în Congresul Statelor Unite, în care se vede cum OZN-ul intră în apă și cum iese din apă. Deci, dar putea să avem și noi în calupul de astăzi astfel de momente. Da. Hai să vedem acum foarte pe scurt și povestea monstrului apelor înghețate Ningen. O legendă considerat până de curând, dar care ar putea fi iară una dintre speciile bizare ale Terei. Ce spuneți despre această legendă? Nu știu dacă astea sunt fotografii, cred că mai degrabă nu. Fake-uri? Cred că sunt... Cred că unii oameni au văzut ceva. Și, pe urmă, au descris acel ceva pe care l-au văzut. Cam așa ar arăta Ningen. În felul acesta. Mă îndoiesc că cineva a reușit să facă acest film. Dacă acest film nu a reușit, pentru că l-a mâncat. E un virtual. Dar cine a filmat chestia asta? Era un alt cameraman care a filmat. Nu, asta e doar o reprezentare grafică. Evident, e un filmuleț, o reprezentare grafică. Nu este... E un filmuleț făcut, creat. Aici, da. Însă, iată, sunt alte secvențe care da, ar putea deci, reprezenta altceva. În mod cert, în adâncul oceanilor mai există niște ființe. Dar aș face încă o observație ciudată. În America de Nord există foarte mulți yeti și sasquatch. Cu miile există cazuri de întâlnire. Foarte multe sunt asociate cu OZN-uri. Deci, vine un OZN, se vede un yeti. Dispare yeti, nu-i nici OZN-ul. Deci, s-a avansat ideea că acești yeti și alți mulți monștri, Chupacabra, etc., sunt, de fapt, locuitorii unei alte realități, o realitate paralelă, cumva, însă stăpânită de o putere care poate să-i aducă de acolo aici și să-i ducă înapoi. Și, de exemplu, reptilienii care apar la ora actuală ar putea fi, și există teorii științifice, urmașii dinozaurilor. Existau dinozauri inteligenți care, dacă n-ar fi fost distruși dinozauri în afară de păsări, atunci ar fi ajuns la forma asta pe care am văzut-o și la mumii. Deci și aceste mumii puteau să nu se fi născut pe pământ, să fi fost aduse aici, lăsate printre populația Pământului, o anumită populație. Dacă tot vorbim de mumii, hai să le mai arătăm o dată. Da. Faza zilei, mumiile cu ouă, exact. Interior, mumii reptiliene. Și să fi fost niște specii, OZN-urile la final. Niște specii pur experimentale, cineva în acea realitate paralelă, în acea lume paralelă, experimentează și experimentează
pe undeva și pe pielea noastră. Dați ecran complet ca să vadă, sau, se vede. Dați rulațiile astfel încât se vadă și ouăle și mumiile. Da, este în dreapta, se vede. Poate și burtiera. Așa, da, uite ouăle. Se vede și pe asta. Și se mai vede în dreapta un implant de metal, da, care a fost pus de localnici. Foarte interesant. Corespunde exact metalelor prelucrate de localnici la vremea respectivă. Deci, încă o dată... Fie au fost niște exemplare care au ajuns pe terra și nu au mai putut să plece. Sau s-a considerat că nu mai e cazul să fie luate înapoi. Să stea un timp aici din diverse motive. Este o placă de metal pentru că se pare că acel iadeș, sau mă rog, s-a rupt. Și pentru ca să poată supraviețui, mai există și un alt caz cu un implant de șold și de asemenea am văzut eu alte fotografii cu mâini, cu trei degete și cu implant de metal sub piele. Hai să arătăm și imaginile reale, nu doar cele, da, computerizate. Astea sunt din momentul în care, da, s-a făcut tomografia computerizată, da, din care s-a văzut exact tot ce este în interiorul acestor mâini. Mai arătați o dată pentru cei care n-au prins de la început sau în prima parte acele secvențe cu mumiile cu trei degete, cea mare, da, cu tomografia și computerizată. În două minute, ca să dăm și o filmulețele din care sunt preluate astea sunt mult mai lungi. Deci arată mumia tăiată din creștet până în talpă și pe urmă de pe o parte pe alta și se văd foarte, mă rog, erau alea colorate, filmulețele colorate. Da, o să le mai dăm, o să le căutăm, da, și o să le dăm și noi. Sper că o să mai avem ocazia să discutăm, pentru că povestea asta cu realitatea paralelă, cu ce anume există acolo și așa mai departe, și cum sunt aduși. Încă o dată, acest caz a apărut în Congresul statului Peru. Da, a fost oameni de știință, într-o prezenți, în congres. Prezenți la analizele de laborator din mai multe țări, inclusiv cel mai important expert medico-legal al statului Mexic. S-a deplasat în timpul măsurătorilor, analizelor, etc. S-au făcut tomografii, datele au fost prezentate în congres. Da. Ministerul Culturii din Peru a dorit să confiște, probabil pentru a stinge această poveste. Da. ADN-ul a fost secvențializat în Canada. ADN-ul a fost secvențializat și cu un soft făcut în Statele Unite. Au venit doi specialiști de la Universitatea din Sankt Petersburg care au examinat tot ce era de examinat, au spus nu sunt falsuri. Da. Pentru că s-a suspectat că sunt. Nu sunt tăieturi, nu sunt lipiri, nu sunt exact. Suturi. Cusături. Erau altele care au fost falsuri, dar astea, da, astea nu. Astea n-au fost falsuri. Uitați-vă și aici, iar secvențe incredibile. Din punctul meu de vedere, sunt atât de importante când ar schimba complet istoria tărei, dacă ar fi incluse în manualele indiferent cum ai luat-o, școlare, universitare. Chiar dacă vine cineva și le aduce și îi duce înapoi, da, tot este ceva care schimbă complet istoria noastră. Absolut. La final, apropo de istoria noastră, haideți să vedem câteva secvențe cu OZN-uri, secvențe noi. Îl rog pe domnul Farcaș, care este președintele ASFAN România, asociație, instituție care se ocupă de așa ceva, să le comenteze. Nu astea, poate asupra lor vom mai reveni. Astea sunt vechi, nu știu dacă interesează. Da. A, nu, chiar așa vechi. Vorbeam de aceste civilizații care ne monitorizează, domnule Farcaș, care par să ne monitorizeze. Spuneți noastră că există această percepție printre ufologi. Mijloacele lor de transport sunt foarte diferite. Uitați ce s-a întâmplat aici. S-a lovit, da, apă și... Aici aparent s-a izbit de pământ și s-a desfăcut în bucăți. Așa. De ce ne monitorizează? Ce vor de la noi? Ce suntem noi aici? O rezervație? Suntem într-o închisoare fără să ne dăm seama? Deci, asta, aici, cum să spun, întrebarea asta trebuie să o pui într-o emisiune întreagă, pentru că nu reușesc să dau un răspuns imediat. Începem părerea astăzi. Mea personală, deci e o părere personală, este o civilizație care este aici de zeci sau sute de milioane de ani.
zeci sau sute de milioane de ani. Poate chiar un miliard. De ce? Discutăm într-o altă emisiune, pentru că acum n-am toate argumentele ca să vă conving că trebuie să existe o astfel de civilizație. Că ea trebuie să stea lângă noi și noi suntem un fel de grădiniță a acestei civilizații. Vrea să scoată ceva de aici, să recolteze ceva de aici. Nu e vorba de invazie, că suntem invadați de mult. Da. Adică în sensul că ei ne stăpânesc de mult, nu e vorba de... Fac experimente genetice, e adevărat, însă le fac nu în interesul lor. Fac parțial în interesul lor, dar și în interesul nostru. Uh-huh. Și pe undeva, în final, dar nu știu când, și nu e deloc sigur, am putea deveni egal cu ei. Adică acea promisiune, veți fi asemenea zeilor. Dar până atunci mai e foarte mult. Și asta, o cale inițiatică și în creștinism de această cale. Eventual îți propun să discutăm într-o altă emisiune, pentru că e foarte mult de argumentat, pentru ca să-i convingem pe ascultători. Da, iată secvențe din toată lumea. Dar unele sunt evident fake-uri, altele s-ar putea să fie reale. Astea sunt chiar reale. Da. Sunt greu de fake-uit și evident că nu au fost surprinse și de alții. Adică apar din diverse unghiuri și clar că nu sunt fake-uri. Cerul plin prin toată Europa, de prin America de Sud, de astfel de apariții. Da. Foarte, foarte interesant. E clar că e de pe un balcon. Vreau să subliniez. Există de foarte multe ori planeta satelit. Venus luată drept OZN, e atât de luminoasă încât te sperie. Da. E vorba de luceafărul de seară. Da. De foarte multe ori, lampioane chinezești care zboară pe sus, alea care pui foc de desubt și dai drumul din hârtie, sunt luate drept OZN-uri. Am eu un film pe care l-am făcut. Ce arătăm noi aici nu are nicio legătură. Uitați-vă la aceste secvențe. Da, nu știu. Poate da, poate nu. În orice caz, cu lampioanele. Asta s-ar putea să fie. Deci e un caz asemănător filmat în Ungaria, recent. S-ar putea și a fost... deci, ăia care s-au uitat la acest filmuleț... Celebra țigară. Ca o țigară, da. Au spus, domnule... Asta iară sunt niște secvențe incredibile. Deci eu am un film făcut de mine în Pekin. Era noaptea și am văzut pe cer niște luminițe care jucau într-un fel foarte interesant, multe luminițe. 2009 a fost asta. Am filmulețul scurt, nu m-am emoționat, știam sigur că este un zmeu. Un zmeu pe care erau puse niște luminițe. Uh-huh, uh-huh. Deci era o jucărie. Sunt multe care pot fi confundate. Asta nu știu, asta e cam prea... ciudată, da? Vorba, sunt unele care sunt prea frumoase ca să fie adevărate. Aici alte secvențe, ne apropiem de final, chiar suntem spre final, dar totuși mai putem sta, cred că, un minut așa, încât să mai vedem câte ceva. Deci, luminițe care zboară în roi, da. Avem și noi măcar două filme făcute în Delta. Interesant. Eu pot să spun că am văzut, am fost martorul, din punctul meu de vedere, a câtorva secvențe tip OZN, noaptea. Înainte aveam obiceiul ăsta să mă culc foarte târziu și stăteam, indiferent unde mă duceam, până spre 3-4 dimineața, admirând cerul, gândindu-mă, reflectând. Și am văzut mai multe momente cu obiecte, mai ales asupra lacurilor, unde cerul este foarte limpede, care decolau vertical cu viteze uluitoare. Am văzut și chestii mai apropiate, sferice, legat de apă. În plină zi. Am văzut multe chestii de genul ăsta, sau mai multe momente, inclusiv în România, în dreptul Albei Iulia, cred că la un moment dat, cu niște ani în urmă, chiar staționat deasupra unui câmp pe la 12, pe la miezul nopții, pe la 12 noaptea, cum se zice. Dar vă mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit astăzi. Cred că a fost, așa cum spuneam, unul dintre cele mai bune episoade de până acum.
cu foarte multe informații condensate și spectaculoase. Mulțumesc, domnule Dan Farcaș. Și hai să continuăm ideea asta cu supercivilizațiile care ne monitorizează într-o ediție viitoare. Da, deci merită. Asta zic și eu. Mulțumesc, Comunii Formel, pentru ținută. Ne revedem mâine seara de la ora 21. Rămâneți cu Metropola TV. Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității.